Bun găsit, vă spunem tuturor, vă salutăm de aici din studioul Antenei 3 Călăraș, studio în care sunt prezenți doi reprezentanți ai sportului călărășan. Este vorba despre domnul Dumitru Chirilă, director al Clubului Sportiv Municipal Călăraș. Bine ați venit la noi. Mulțumim de invitație. Și suntem onorați să-l avem în studioul nostru pe unul dintre cei trei antrenori ai canotorilor călărășeni, domnul Eugen Suciu. Bine ați venit la noi! Bine! Cu performanțe, cu rezultate extraordinare la campionatele naționale, din ce am văzut, dar și internaționale. Da. În mod deosebit internaționale. Domnule Dumitru Chirilă, cum se face că avem rezultatele astea extraordinare ale sportivilor călărășeni și vorbim în mod special de canotori într-un orășel mic, un județ mic și cu echipe reprezentative în handbal, în fotbal, cu medalii la box, cu medalii la canotaj? Canotorii de altfel ne-au obișnuit, ca să spunem așa, cu rezultate spectaculoase. Când spuneți un orășel mic, eu zic puțin spre mediu, un județ oarecum mic, aveți puțină dreptate, dar noi avem un alt criteriu. Suntem mici prin teritorie și mărimea populației, dar suntem mari prin rezultatele pe care le-am reușit în ultimii ani prin sportul de mare performanță, un domeniu de excelență umană, un domeniu în care România a dat enorm de multe vârfuri mondiale. Chiar dacă susținerea financiară și resursele României, ale municipiului Călăraș, ale județului Călăraș, nu sunt pe măsura potențialului pe care îl avem noi. Cum au fost posibile aceste rezultate? Da, asta era întrebarea. Am reușit să creăm o structură sportivă, se numește Clubul Sportiv Municipal Călăraș, care la început nu a avut absolut nimic, exista doar pe hârtie. Pentru comparație vreau să vă spun că județul Ialomița, județ vecin, nu are un astfel de club în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Noi la Călăraș am reușit cu un grup de oameni inimoși, majoritatea foști sportivi de mare performanță, care între timp s-au calificat și au devenit antrenori. Madalina Buzugan. Un exemplu, Suciu Eugen, lângă noi, a fost campion de seniori. Da, da. Bănățeanu, celălalt coleg, de la, așa, a fost campion național de seniori. Deci, toți ne doream, știam că suntem în stare, nu existau condiții în Călăraș, aveam nevoie de această structură pe care am creat-o, am dezvoltat-o și vreau să spun că în acest moment avem nu campioni, avem super campioni pe care și-ar dori orice club, orice județ. Am reușit în ultimii ani să fim primii atât în Europa cât și în lume. Dacă pot să încep deja prin sportivi de genul lui Ailinca Adriana, fostă multiplă campioană europeană de juniori, fostă campioană mondială de juniori și actualmente, la doar nu plinse 20 de ani, campioană europeană de seniori. Campioană europeană de seniori. Împreună cu Chesau Alexandru, de aici de la noi din Drajna, de trei ori campion european la categoria de vârstă tinere până în 23 de ani. O categorie de vârstă excelentă. Nu senior, dar foarte aproape de seniorat. Și a fost vicecampion mondial la Rio de Janeiro, în Brazilia. Ca și Madalina, multiplă campioană europeană și ea și medaliată cu argint la campionatele mondiale de tineret. Sportivi care au intrat în competiție cu reprezentanța unor cluburi puternice din lume. Foarte și puternic finanțate. Foarte puternice. Ați atins un punct important. Financiară, dar și resursă umană. Că se spune că sunt și la alte ramuri de sport, sunt rezultate bune sau promițătoare. Există o concurență, să știți, în ramura de sport respectivă, dar și între ramuri de sport. În această concurență, nouă ne este foarte greu să prindem loturile naționale și să obținem medale la campionatul național, dumneavoastră la început vorbeați de campionatul național, pentru că România e una dintre cele mai puternice țări din lume la acest sport canotaj. Aproape la toate olimpiadele am avut rezultate excepționale și cel mai bun exemplu este doamna Lipă, care a participat la Elisabeta Lipă, actualul președinte al Federației Române de Canotaj, care este cea mai bună canotoare din lume, din toată istoria. Când ați văzut ultima dată cu doamna Elisabeta Lipă? Ne vedem frecvent, să știți. Da? Pe la competițiile naționale, și da? Noutăți, susține și iubește Călărașul, da? Ne înțelege.
Aveți noutăți pentru canotorii din Călăraș? Apreciază performanța și susține performanța. O apreciază, o susține. O apreciază, dar are criterii de valoare, da. Dar are mare încredere în Călăraș. Este un observator fin al activității sportive. Enorm de mult apreciază ce am făcut noi călăreșenii pentru acest sport și cum am reușit să depistăm, să inițiem și să trimitem la loturile naționale, la toate categoriile de vârstă, enorm de mulți sportivi cu calități cu totul și cu totul deosebite. Nu există ședință, nu există întâlnirea sportivilor la sala de protocol a aeroportului Otopeni, unde doamna Elisabeta Lipă să nu amintească de Clubul Sportiv Municipal Călăraș. Și la ultima gala premierii sportului care a avut loc în București, vreau să vă spun că primul club citat, avem și o plachetă pe care ne-a dat-o cu felicitări de rigoare, primul club după Steaua și Dinamo care a fost amintit pentru rezultatele extraordinare a fost Clubul Sportiv Municipal Călăraș. Pe lângă felicitări și pe lângă mândria asta de a avea un club atât de puternic la Călăraș, sportivii și antrenorii considerați că sunt suficient de bine motivați? Din punct de vedere financiar vorbesc, pentru performanță? Nu vreți să răspundeți la întrebarea asta? Ba da. Marii noștri campioni sunt foarte bine educați și motivați. Și motivați, motivația lor de bază fiind în schimb cea interioară. Motivație care nu este neapărat legată de resorturile materiale. O să spuneți că zic poezii, dar această motivație uneori este extraordinar de importantă. Nici pe departe nu sunt răsplătiți cum sunt ceilalți material, financiar, cum sunt ceilalți sportivi din Călăraș. Nici pe departe ne comparăm cu fotbalul și cu handbalul. N-avem nimic cu handbalul și cu fotbalul, le iubim. Echipa de handbal, CSM-ul Călăraș a promovat-o în Liga Națională. Deci mergem la meciul de fotbal și de handbal. Ne dorim fotbal și handbal puternic, dar suntem un pic în concurență cu fotbalul și cu handbalul. Majoritatea resurselor se duc acolo, să știți. Și ne descurcăm și noi, dar un pic mai greu, în sensul că beneficiem de mai puțină susținere financiară și materială din partea autorităților locale. Ați informat autoritățile locale despre ultimile rezultate obținute de canotori? Da, facem publice rezultatele noastre. Nu trebuie să trimitem în mod special aceste rezultate. Păi nu știu, domnul Chirilă, poate că trebuie să fiți mai des la ușile decidenților. Nu e vorba, deci noi facem solicitări autorităților locale, dar resursele sunt limitate. Poate nu se uită suficient la ce întâmplător am aici o solicitare, deci în mod direct, avem solicitări înregistrate. Și în momentul când este posibil, autoritățile locale ne mai sprijină câte o premiere, vreo competiție. Ne mai sprijină, da. Da, am înțeles. Domnule antrenor, împreună cu domnul Daniel Bănățeanu și cu doamna Buzdugan Mădălina, faceți o echipă extraordinară și vorbea domnul director Chirilă mai devreme despre rolul extrem de important pe care îl aveți în a depista potențial câștigători. Vreau să vă întreb cum faceți asta. Mergeți prima în școli? Și prima dată mergem în școli. Căutăm în județul Călăraș și după aceea în toate județele din România. Deci este... Poate în fiecare școală. Da. Mulțumesc cu ocazia aceasta tuturor profesorilor de educație fizică care au contribuit și ne-au arătat, au fost înțelegători de fiecare dată. Mergem din fiecare școală. Deci de acolo vă luați baza din școală. Și cum vă dați seama că respectivii copii au capacitatea de a deveni sportivi de performanță prima sau dată calități? Ochi. Prima dată ochiul. Federația impune o cerință foarte importantă, anvergură, înălțime. Deci criteriile sunt foarte clar stabilite. Sunt datele antropometrice care trebuie respectate. De exemplu, o fată de 14-13 ani trebuie să îndeplinească cerința de înălțimii 1,72-1,73 m. Și dacă îndeplinește, următorul lucru este verificarea medicală. Vedem dacă își dorește. Sănătate. Da, sănătate. Adică o stare de sănătate foarte bună. Da.
Să poată să reziste la efort. O stare de sănătate bună, însemnând inima, capacitatea pulmonară să fie în regulă, neavând hepatite, neavând bol de inimă, neavând... Bun. Și apoi treceți la lucru. Da. Apoi trecem la lucru, formăm, inițiem. Sunt dificile antrenamentele. Recunosc că în ultimii 2-3 ani n-am fost foarte atentă la ce se întâmplă la dumneavoastră, dar nu de puține ori îi vedem pe canotori ieșind cu bărcile pe brațul borcea. Nu e simplu deloc. Îmi imaginez, ei de cele mai multe ori se lansează contra curentului. Da, da, da. Și mi-închipui că efortul este extraordinar. Dar sunt și antrenamente de sală. Sunt și antrenamente de sală, mai ales pe perioada iernii. Amintind de apă, nu este chiar așa de sigur pe borcea să circulăm, mai ales circulă șalupe, vapoare și așa mai departe. Ideal pentru noi ar fi canalul siderurgic, unde este apă stătătoare, nu este purgătoare. Din păcate, să știți că sunt pe puțin 10 ani, domnul Chirilă, de când dorința asta tot se face auzită, dar de întâmplat nu s-a întâmplat nimic, vă rog. Deci ideal ar fi canalul Siderca. S-a întâmplat, cu ajutorul domn director, am luat câteva, două garaje de la prefab și... Domnul Miluț ne-a sponsorizat și da. Așa. Și am, cum să vă zic, ați improvizat ceva acolo. Vâșiare. Mai și mult magazie de bărci. Și vă dați cu bărcile pe da, canal? Din când în când, acolo, așa? Din când în când. Deși accesul acolo este foarte greu. Foarte greu, mai ales când plouă, intri până la gleznă în noroi ca să ajungi acolo. Ne iau vreo jumătate de oră să ajungem acolo, jumătate de oră la întoarcere. Este foarte greu, dar... Partea de încălzire și partea de revenire după efort. Da. Da, să știți că am ajuns și pe acolo, domnul Chirilă, cred că acum 4-5 ani sau când ați organizat o competiție? 5 ani. 5 ani, Campionatul Național. Da. Da, de fond. De fond, la da. Călăraș. Și lucrurile au rămas la fel. Păi, nu, identice. Mă înțeles. Bun. Da. Deci asta ar fi antrenamentul. La ce vârstă vă dați seama că un sportiv poate fi aruncat, ca să zicem așa, în competițiile naționale sau internaționale? Cam pe unde se întrevăd calitățile sportivului de performanță? Prima dată și prima dată inițiem, 2 ani. Punem la punct calitățile fizice, punem la punct rezistența, punem la punct tot ce trebuie. Deci undeva spre 16 ani. Și undeva la 14-15 ani are prima lui selecție la lotul național. E criteriu, așa îi spunem noi. Da. Și este singur acolo, singur vâzlește în simplu. Prima deci el mental trebuie să fie foarte da, bine pregătit da, în primul rând. Da, și acolo se selecționează primii 20-25 de sportivi din toată țara. Mai departe intră la lotul național și se pregătește pentru... Câți sportivi aveți acum la lotul național? La juniori avem 3 sportivi, deocamdată. Ne dați și nume? Da, la fete avem 3 sportivi, avem Burla cu Elena, da, Paraschiv Gabriela și Drugă Cristina. De altfel, cele care au și participat Maria recent, Dunaia și tot junior, recent da, la campionatele europene da, de canotaj junior, da? Avem Guzran Maria la juniori 2, uh-huh, o categorie mai joasă puțin, mai inferioară. Și la junior 1 mai avem pe Sandu Cristian la Orșova. Tot la lotul și național el a fost la băieți, campionatele europene, a participat la campionatele fost, europene de da, canotaj da, a tras din Germania. Da. A ieșit pe locul campion balcanic, campion național și campion balcanic, Sandu da, Cristian Ștefan. 4 vâzle de menționat, ce a tras Sandu Cristian și Drugă. Drugă a tras dublu. Foarte greu. Extraordinar de greu. De exemplu, la campionatul european se adună undeva la 20 de țări participante. Da, în perioada 18-19 mai la Essen în Germania s-a da, întâmplat da, cu rezultate bune pentru sportivii noștri.
Patru sportivi a dat Clubul Sportiv Municipal, da? Cele trei fete despre care tocmai ce ați vorbit. Da. Și Sandu, care la fel a fost în barca care a obținut un rezultat foarte bun, plecând de la premiza că acolo s-au întâlnit cei mai buni din Europa. Dacă îmi permiteți, pentru a obține rezultate foarte bune, capacitatea de a obține aceste rezultate depinde de forma sportivă. În mod normal, știința sportului, că un vârf de formă sportivă, ce înseamnă vârf de formă sportivă? Când ai cea mai bună viteză, cea mai bună rezistență, cea mai bună capacitate mentală, deci ai calitățile care sunt solicitate în ramura de sport respectivă la maximum. În mod normal, știința sportului, că se pot obține 1-2 vârfuri de formă sportivă. A fost campionatul european din Germania, dar vârful de formă programat de bază este la Tokyo, unde se vor desfășura, se va desfășura campionatul mondial de juniori. Când e asta? În august. Am văzut, în august. Așa este. Și unde avem Pretenții la medalii, dar avem sportivi, acești sportivi vor participa la aceste competiții și sperăm că ei, antrenorii care sunt la loturi și care vor stabili probele în care concurează, în urma testărilor făcute, vor pregăti acest sportiv pentru probele unde pot da cel mai bun randament, că nu s-a întâmplat acest lucru în acest an, spre exemplu, cu Drugă Cristina, fostă campioană europeană în trecut, deci când era cu un an de zile mai mică decât categoria ei de vârstă și când a ieșit campioană europeană, dar a ieșit într-o probă 4 rame. Da, foarte neplăcut pentru noi este că în acest an i-a schimbat proba. Da, a concurat aici la și la feminin dublu vâsle, da. La vâsle. Uh-huh. O chestie pe care noi n-am înțeles-o, dar e greu să ne luptăm. A ieșit, aici intervin eu puțin, a ieșit pe locul 3 la clasamentul național, fata fiind foarte bună pe vâsle, fiind foarte bună, am zis că fac dublu. Că merge și la vâsle. Că merge la vâsle. Și de acolo vine proba de dublu. E ca și când e schimbat sportul. Noi nu certăm pe nimeni, nu acuzăm pe nimeni, nu căutăm vinovați, dar nu cred că a fost o idee bună. Da? Un an de zile într-o probă, următorul an în altă probă, mai ales că din barca unde a ieșit campioană europeană au mai fost două fete cu care a tras și puteau din cele trei fete să facă o altă barcă pentru 4 rame, unde ea devenise specialistă. Chiar dacă era bună, e bună și în vâsle. Deci Cristina Drugă, Gabriela Paraschiv și Delia Elena Burlacu împreună cu Ștefan Cristian Sandu cei patru reprezentați. Sperăm că da. Să fie sănătoși. Să fie în regulă, da. Bun. Ei se pregătesc pentru acest campionat mondial. Am început cu europenele pentru junior pentru că sunt cele mai apropiate ca timp, ca desfășurare. Dar a fost un campionat național, unde s-au stabilit așa valorile, este criteriile, clasamentele. Dacă îmi permiți să vorbesc, eu să-ți dau rezultatele și le prezint, da? Da, în acest sport care este foarte puternic, deci canotajul în lume, canotajul românesc este foarte puternic. E pentru cele mai puternice. Din fericire încă. Din fericire, da. Vreau să vă spun că la campionatul național de la Piatra Neamț, din 2-3 din 2 martie 2019, Călărașul a câștigat aproape toate medalele la toate categoriile de vârstă, atât la feminin cât și la masculin. Și o să încep cu seniorii, Ailinca Adriana și Cașu Mădălina. Ailinca e cu record național 6.46, un timp fabulos. Da? La senior masculin, Chioseaua Alexandru a ieșit pe locul 2, deci Ailinca și Cucaș au câștigat Chioseaua pe locul 2. La juniori am avut medalie de aur cu Drugă Cristina și Paraschiv Gabriela, am medaliat la campionatul european și campionate mondiale anul trecut. La băieți am obținut medalia de aur, ați vorbit dumneavoastră mai devreme, până Sandu Ștefan Cristian. Uh-huh. Iar la junior 2, despre care a vorbit domnul profesor, la băieți ne-am clasat pe locul 2 prin Nedelescu Valentin și tot pe locul 2 ne-am clasat și cu la junior 3 cu Iftenii Bianca, dar la un timp fantastic. 3:36 locul 1, o fată din Botoșani, Grădinăciuc Delia, și Iftenii Bianca Camelia, pe care eu o consider o sportivă de foarte mare perspectivă, 3:36 80, deci la 20 de sutimi pe locul 2.
Diferența dintre ele? Aveți material foarte bun. Materialul care vine din urmă. Foarte bun, da? De lucru vorbesc. Și la junior 3 și la băieți. Foarte bun. Și la băieți. Și la băieți am obținut locul 1, prima fete Ionuț. Șansa noastră este, sau un alt criteriu de apreciere, este faptul că acești sportivi sunt depistați abia anul trecut, deci n-au decât un an de pregătire. Și totuși au demonstrat marile lor calități pentru acest sport, după doar un an de pregătire. Ei concurează, să știți, cu sportivi care au mai mulți ani de pregătire în spate. Ce spune antrenorul despre ei? Sunt viitorii campionii naționali și, poate, de ce nu, europeni? O să spun că există premise. Sunt foarte buni la momentul actual și să le dea Dumnezeu sănătate. Acum, de ce aveți dumneavoastră nevoie, că nu e doar știința antrenării și a antrenamentului? Mai sunt necesare multe alte lucruri ca să poți să scoți campionii naționali, nemai vorbind de campioni europeni. Baza materială este puțin precară, pot să spun. Avem nevoie de embarcațiuni mai moderne. Spune eu, domnul Suciu, veche. Da. Că am văzut. Bărci vechi. N-am mai reușit să cumpărăm de 3 ani de zile. Da. Nici o barcă. Am luat 5 simpluri de vest Arad. Sunt bune în pregătire. Tot dar periodic trebuie renoit parcul de embarcații. Și la concursuri, la concursuri cu ce mergeți, domnul Suciu? La concursuri sunt o barcă, de exemplu, de simplu, competițională, modernă. Alea bănuiesc că le păstrați, le puneți deoparte, nu? 8.000-9.000 de euro ne costă. Bărcile pentru concursuri cred că sunt păstrate. Foarte scumpe, da. Bărcile nu vă permiteți să ieșiți cu ele la antrenamente? Avem o barcă dublu de concurs care este din 2006. Am mai luat și altele noi, dar puține, pentru că Ministerul finanțează puțin. Autoritățile locale n-au mai susținut financiar. Și din păcate că aceste bărci sunt și personalizate. Explică tu ce înseamnă o barcă personalizată. O barcă personalizată, adică înseamnă după lungimea făcută special pentru un singur copil. Da. Adică după e lungimea... gândită pentru un anume concurent. Pentru greutatea lui, pentru parametrii lui fizici. Lungimea brațului, lungimea piciorului și așa mai departe. Care o barcă din aceasta nu poți să o adaptezi la cea. Încă o dată, cât costă o astfel de barcă? Până 10.000 de euro. Păi și nu putem să cumpărăm bărci măcar acelora care concurează în competițiile europene? Tot bugetul nostru în acest an este de 300.000 de lei. 300.000 de lei? 300.000 de lei. Pentru activitate sportivă. Pentru clubul sportiv municipal? Pentru clubul sportiv. Din acești bani noi trebuie să plătim și contractele de finanțare sportivă. Dacă se cântă imnul României în afara țării... Nu se pune problema. Nu sensibilizează... Anul trecut, aici intervine puțin anul trecut, când la campionatul european, când a câștigat Ailincăi. De seniori. De seniori, da. Ea fiind tineret. Da. Da. Când a câștigat, a zis Ailincăi Adriana, CSM Călăraș. Ce onoare! Foarte mare. Da, și pentru, da, reprezentăm. Și pentru astfel de sportivi nu sunt banii pentru o barcă. Aducem beneficii imense de imagine Călărașului și României, dar pare ieftin canotajul, nu este chiar atât de ieftin și resursele sunt limitate. De altfel, dacă domnul Chirilă, căutăm cred o statistică... Că niciun sport nu mai este ieftin în ziua de astăzi. Dacă vrem să intrăm în competiția mare, dacă discutăm așa de sport de masă și... de plăcere și de bucurie, știți, și ca să avem o formă fizică bună, da, întrebați ce le-ar trebui sportivilor. Deci, în primul rând, le-ar trebui liniște în pregătire. Da. Ar trebui să existe resurse financiare suficiente pentru participarea la competiții, pentru pregătire, pentru alimentație, pentru hrană, dar și pentru a-și duce traiul de zi cu zi. Ce înseamnă asta? Există contracte de activitate sportivă, un fel de contracte de muncă ale sportivilor. Noi am reușit să facem patru de astfel de contracte, dar din păcate le susținem din venituri proprii. Deci nu le poate susține nici ministerul și deocamdată nu știm de ce finanțări vom beneficia de la Consiliul Local Municipal sau Consiliul Județean Călăraș. Și noi trebuie să atragem astfel de resurse dacă dorim să susținem și să menținem acest sportiv la noi. Dacă nu, le dăm drum prin transfer la alte cluburi, practic Steaua și Dinamo, care au astfel de resurse. Deja suntem vânați. Foarte puține cluburi își pot permite. Noi avem 4 sportivi cu astfel de contracte. Puține cluburi sunt care au contracte de activitate sportivă. Sumele nu sunt mari. Spre exemplu, Chiosea are 4.000 de lei, Ailincăi
tot în jur de 4.000 de lei, ceea ce înseamnă sumă 1.000 de euro, comparativ cu, suntem obligați să ne comparăm totuși, să avem un termen de comparație ca să înțelegem cum stau lucrurile. 4.000 de lei pentru un sportiv? Pentru un campion european și un campion mondial, sau multiplu campion european și campion mondial. Pentru care se cântă imnul României, care da? Au deprins cu putere gustul victoriilor, gustul, iubirea de tricolor, și nu e un cuvânt mare și... le place să ascult imnul național pe podiumul marilor întreceri internaționale. Nu e nimic exagerat în ce spun. Ăsta este adevărul, să știți. Iubesc să concureze pentru România și chiar pentru Călărași. Dacă intrați pe Facebook-ul lor și vă uitați acolo, nu uită să vorbească despre Călărași. Da. Toți au început activitatea în clasa 7. Cum îi motivați, domnule antrenor? Și financiar îi motivăm, pentru că în afară de Steaua... Nu lăsați pe domnul antrenor. Iertați-mă, vă rog să mă iertați. Cum îi motivați? Motivația începe prima când intră în competiție, știind ce venituri au. Și moral. Știind că alea nu vor fi mai mari. Moral. Ce moral, nu? Păi da. Da. Altfel nu avem cum. Treaba cu mândria de a fi performant, nu? Sau... Da. Dacă nu ajunge acolo unde ți-ai propus sau cum, domnul Chirilă? Dacă nu reușim să le creștem veniturile așa, până la 2.000 de euro, nu știu dacă este fotbalist sub 2.000 de euro și obiectivul lor este nu să hai ajungă campion național. Nu avem ce să, cu cine să comparăm atunci? Cu cine să comparăm? Cu handbal. Tot așa au venituri de 1.000-2.000 de euro, mai mari că lei. Nici cu handbal. Obiectiv, dar cu cine atunci? Nu știu. Nu mai facem comparație atunci. Și o să le explicăm că trebuie să fie mulțumiți important cu aceste este, resurse. Important este că nu poți să fii campion european, nu poți să fii campion mondial, nu poți să fii câștigătorul unei competiții de anvergură și să trăiești din 4.000 de lei. Asta este am reușit să le dăm și cei care ne văd și care înțeleg despre ce este vorba. Mai important pentru Călărași, dacă vrem să-i păstrăm, este să facem ceva și să mărim puțin salariul lor, să zic. Da? Cum arată perspectiva, domnule pentru antrenor, că, pentru tinerii aceștia? Pentru că copiii aceștia, am zis mai devreme, sunt vânați mai de marile cluburi și li se oferă mult mai mult. Noi avem posibilitatea asta. Adică știți? În fiecare moment vă așteptați? La fiecare campionat ni se cere... Știți ce trebuie să noi, facem? Veniți la noi. În această situație. Așa. Îmi permiți? Da. Eu, fiind omul care ia decizii, pot să rezolv această problemă. Dar în momentul când i-a mărit lui Elinca, lui Chioseaua, lui Cașu, Mândelina, lui Druga sau lui Timoc veniturile, și este normal, pentru că au nevoie de niște împregătire și noi trebuie să le acordăm încrederea, respectul necesar, să simtă și așa, ei că sunt cineva, da? Prin modul cum sunt priviți. Vom diminua activitatea la celelalte secții sportive. Deci nu există bani pentru toate secțiile. Adică dacă avem performanță, vom da mai puțin bani la lupte, mai puțin bani la box. Dacă avem performanță la o secție, da, sunteți nevoiți să luați de la celelalte, nu? Nu luăm de la celelalte, dar pentru cum? Că vine bugetul mare, deci să respectăm la sânge criteriile de mare performanță. Care sunt aceste criterii? Bă, frate, cum aloci resursele? Deci nu la întâmplare că vreau eu sau domnul Suciu, da? Este criterii foarte clare, cum ar trebui să existe peste tot în orice domeniu. Cel mai bine, care sunt rezultatele? Cea mai bine finanțată secție a clubului sportiv este canotajul. Canotajul, da. Dar ca să înțelegeți cum este finanțată, deci anul trecut repartizarea bugetului pe secție a fost făcută direct de Ministerul Sportului, n-am înțeles de ce. Da. Și la un necesar de 4 miliarde jumate pe vechi pentru canotaj, necesar fără premieri, Ministerul ne-a alocat doar 50 de mii de lei, deci 10%. Deci 500 de milioane pe vechi. Și cu acești bani noi am reușit să ne descurcăm, am mai găsit, am mai ne-a fost greu. Consiliul Județean a acordat premierile, care au fost semnificative, să știți. Da? Și sportivii au fost mulțumiți de aceste premieri. Dar suntem subfinanțați, ăsta este adevărul. Deci trebuie să cheltui mai puțin bani pe lupte, mai puțin bani pe box, mai puțin bani pe alte sporturi. Vor primi și aceia bani, dar în funcție de rezultate. Uitați cum ar trebui să crească alocarea la lupte. Am avut campionatul european de seniori și sportivul Pălăghie, Mihai, a obținut locul 5. Locul 5 înseamnă calificare la Jocurile Olimpice. Da. Deci primele 6 locuri de la european și 6 locuri de la mondiale reprezintă criteriul de calificare la Jocurile Olimpice. Automat trebuie să-i fac și lui contract, trebuie să-l susținem și pe el financiar. Da? E un rezultat la seniori. Și mai diminuăm de la alte secții unde avem câteva rezultate. Noi la toate ramurile de sport avem, inclusiv la basket, care nu e finanțat deloc de Ministerul Sportului și unde am ieșit locul 1, dar la categoria copii.
Deci prima oară dăm banii la, pentru campionat jocuri olimpice, campionate mondiale, campionate europeane și altă ordine așa este seniori, tineret, juniori, cadeți, copii 1, copii 2. Deci dacă am reușit să respectăm aceste criterii, n-ar trebui să fie probleme, să le impunem. Dar ți-e foarte greu când îți vine un copilaș, cum a fost Marco Antonio, care la copii, la cadeți, a fost acum 2 ani locul 3. Nu poți să nu-i dai nimic, că nu-ți mai ajung banii. Deci trebuie să rupi, să dai și ceva și de acolo. Bine, și boxul produce surprize nenumărate, foarte plăcute, de altfel, și în competiții. Din păcate, doar la copii interne, și juniori. Doar la copii pentru și că juniori. Mai departe nu se mai poate. Nu, avem altă problemă la box, e vorba de educația pe care reușim noi să le facem. Deci noi mai învățăm între timp, o să căutăm să vedem cum facem să-i educăm mai bine. Dar nu aceleași probleme le avem la canotaj. La canotaj n-am avut nicio pierdere. Dar ce se întâmplă acolo la secția de box este un lucru extraordinar. Antrenorii de acolo reușesc să facă lucruri frumoase cu niște copii care, exact cum spuneați dumneavoastră, vin din... O să spuneți că am ceva cu boxul. Mare majoritate din medii nefavorabile. Nu se compară cu canotajul. De ce nu se compară? Pentru că dacă la canotaj sistemul de selecție și de pregătire și susținerea federației sunt foarte bine gândite și așezate, la box a fost un pic de haos. Așa, și există secții slabe în România, nu la noi. Vă referiți la federația de box. La federația de box, da. La boxul din România. Da. Deci ne e foarte ușor. Spre exemplu, la box, la une categorii sunt 4-5 sportivi. Ne e foarte greu, ușor să luăm o medalie. Nu putem ne batem cu pumnii în piept că suntem extraordinar de buni. Pe când la canotaj este cumplit. Competiția este extrem de dură. Competitivitatea este mult mai mare. Dar avem copii buni și boxul a produs, într-adevăr. Ani de zile am fost printre secțiile fruntașe. Problema noastră este că îi pierdem. Da. Îi pierdem din cauza educației. Revenind la canotaj, domnule Eugen Suciu, pentru ce competiții vă pregătiți acum? Pregătim pentru campionatul mondial, bineînțeles, internațional. Din august. Da. Campionatul național pe plan local, să zicem. Campionatul european de tineret. De la Sarasota, din Statele Unite ale Americii. Da. Este cel mai important. Cel mai important concurs. Dacă facem rost de bani, cu mare miză. Poate reușim. Așa se pune problema? Nu, pentru un antrenor. Păi cum pleacă fără... Nu, fără antrenorul nostru. Pleacă cu antrenorul de la Lotul Național. Și e normal așa. Dar sportivilor le face bine dacă au și susținerea antrenorului. Spre exemplu, la campionatul mondial din Brazilia, era într-un declin de formă sportivul nostru, Chioseau Alexandru. Și faptul că a fost lângă el și l-a susținut și l-a încurajat domnul Bănățeanu, am reușit să am găsit bani numai pentru aș fi vrut să merg, dar n-am găsit bani și pentru mine. Eu n-am mai însoțit de multe vreme sportiv. Lăsați directorul stă acasă și... Da, ce mult contează. Da. Se bucură deci, de victorii. M-am bucurat, să știți. Ai și vicecampion mondial, deși nu era acreditat cu medalii. Și deși a concurat într-o probă unde nici partenerul lui nu era acreditat, da? În perioada aia, deci el a fost supra-solicitat, trecea prin un supra-antrenament sportiv, totuși s-a întors cu una din medalele valoroase, vicecampion mondial. Și mare merit l-a avut domnul Bănățeanu, pentru modul cum aș reuși să-l pregătească psihic. Deci să iasă din declinul ăla de formă, da? Și să-i creeze condițiile de armonie și la noi, dar spuneați de cât de greu este canotajul. Este foarte greu canotajul, este un efort fantastic și fizic și psihic, dar toate antrenamentele la noi se fac cu zâmbetul pe buze. Noi nu forțăm niciodată un copil. Nu obligăm niciodată pe nimeni. La noi grupurile se constituie prin bună colaborare. Și domnul Suciu știe să zâmbească, să știți. Dânsul e puțin mai dur, zâmbește mai puțin dânsul. Cel puțin aici, da, nu știu. Zâmbește aici, dar este foarte dur și este foarte strict. La dumneavoastră e mai rar zâmbetul în ultima vreme, nu știu de ce. În sfârșit, e o altă discuție. Domnul Suciu, așadar, America, nu? America. Când va fi? În toamnă? Nu, în iulie. În iulie? Da. Deci întâi în America și apoi la Tokyo. Sarasota 25-28 iulie. 25-28, adică acum, în 2 luni. Da. Păi și înainte cu 2 luni de competiție nu se știe dacă poate să meargă și un antrenor. Nu merg antrenorii de la cluburi. Merg antrenorii doar de loturi naționale. Domnul Chirilă, dar biletele astea de avion sunt scumpe. Dacă sunt luate mai devreme, sunt ceva mai ieftine. Dacă vom găsi bani din sponsorizări,
va merge și un antrenor de-al nostru. Deci înțeleg că numai din sponsorizare. Înțeleg că intră deja în sarcina dumneavoastră, ați spus-o. Nu e obligatoriu să participe la fiecare competiție și un antrenor. Deci le-ar face bine. A dat sportivul. Un pas înapoi. Nu, n-am dat. În realitate, deci sportivul trebuie să se desprindă de antrenor, în sensul că el la competiție, cum a precizat și domnul profesor Suciu, este singur cu adversarii. Nu are nici pe mamă, nici pe tată. Deci noi trebuie să-i creăm deprinderile să se descurce în competiții prin propriile lui forțe, nu să stea pe margine să spună, da, ce fac acum? Dar în situația asta ce fac? Domnul Suciu, când ești acolo în barcă, ce gândești când aștepți startul? Nu mai gândești nimic. Deci da? Ce mă fac? Nu mai există așa ceva, nu? E doar strategie. Doar strategie. Pui, tragi cât poți. Știi că te-ai pregătit, bineînțeles. Te-ai pregătit foarte, foarte bine și atunci, bineînțeles, există emoții, tot felul de gândiri, tot felul de... Dar un sportiv bine pregătit și mental și fizic și nu își face probleme din punctul ăsta de vedere. Pentru toți cei care ne urmăresc acum, fie că știu sau că nu știu mare lucru despre performanțele canotorilor călărășeni, români în general, ce le-ați spune? Le-ați spune în felul următor, chiar dacă nu fac un sport de performanță, să fac un sport de masă. Căci... este foarte benefic să nu mergem la farmacii de fiecare dată, mai degrabă să ne îmbrăcăm și să mergem la o mișcare, să facem o mișcare fizică. Mulțumesc mult! Domnul Chirilă? Vorbind de canotaj, le-aș spune că este un sport extraordinar, foarte frumos, care merită pe deplin susținut, pentru că aduce faimă, crește numele României în toate colțurile lumii prin posibilitatea de a obține rezultate extraordinare. Și avem cel mai grăitor exemplu, Elisabeta Lipă, de 4 ori campioană olimpică, dar și sportivii noștri care aduc un beneficiu fantastic de imagine călărașului. Chesteau Alexandru, Ailinca Adriana, Paraschiv Gabriela, Drugă Cristina și pe cine scașul Mădărina. Toți multiplu medaliați la campionatele europene și campionatele mondiale. Se aude de călăraș în toate colțurile lumii. Cu atât mai mult e nevoie de o campanie, o barcă pentru un campion. Așa ar fi, da. E o provocare. Așa ar fi, poate da. Vă gândiți. Noi ne gândim la multe, să știți. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Succes și vă mulțumim că datorită dumneavoastră imnul României se aude peste tot în lume. Vă mulțumim, mulțumim pentru invitație. Foarte mult ne-ați dat posibilitatea să vorbim despre munca, activitatea și rezultatele noastre. Mulțumim foarte mult. Cu drag.